Bună pești și bine ai venit la previziunile pentru luna iunie. Acestea sunt valabile atât pentru cei din zodia pești, cât și pentru cei care aveți luna sau ascendentul în această zodie. Iar dacă rezonezi cu mesajele, te invit cu drag și la partea bonus din comunitatea acestui canal. Acolo discutăm despre zile bune, zile mai puțin bune. Discutăm despre dragoste pentru cei singuri ce aflați într-o relație, pentru că bineînțeles este activă zona aceasta. Și tot acolo discutăm despre bani Carieră, discutăm și despre sănătate, clarificăm cărțile de tarot, primești sfat din partea îngerilor romantici, îți răspund la o întrebare pe care tu mi-o vei adresa, iar în final vedem surpriza pentru pești în luna iunie. Dragii mei pești, în primul rând, începutul lunii iunie vine cu o schimbare majoră legată de casă și familie. Vedeți voi, schimbarea poate să vină cu o rupere bruscă. În același timp, schimbarea poate să vină cu o eliberare bruscă. Unii parcă, în sfârșit, reușit și rezolvați acea problemă care e de mult timp acolo, poate legată de o bancă, poate legată de niște acte. Pentru unii, poate să fie și o lună iunie, un început în care vă gândiți serios să vă mutați, să vă relocați, pleacă cineva din casă, se mută cineva, vă mutați voi undeva, însă eu aș merge pe ideea că foarte mulți pești vor uh, afla niște secrete dintr-un trecut îndepărtat. Uh, vedeți că este un moment bun să studiați, să analizați puțin, uh, poate chiar partea de trecut, partea de strămoși, uh, nu știu lucruri pe care le-ați moștenit, tipare transgeneraționale care se repetă, da? Acolo poate ar trebui să lucrați puțin. Însă, eu aș merge și pe ideea că peștii se eliberează de ceva destul de ciudat, da? La început de iunie. O discuție pe care o ai și care te poate ajuta foarte mult, dar și un moment în care îți asumi o anumită responsabilitate. Unii pești v-am zis, vedeți că Jupiter acolo într-un an de zile vă mărește familia, nu știu, vă căsătoriți, vă mai faceți o cameră, Ui, uh, unii puteți să, mă rog, unii puteți să vă și separați, da? na, da, se întâmplă lucruri, nu e ca și cum, uh, da, Jupiter mai face și aspecte mai puțin pozitive. Da? Uh, deci tot înainte. Da? Apar schimbări, apar schimbări. Uh, unii, bineînțeles că la început de iunie, poate vă gândiți să, să vă mutați, v-am zis, sau să faceți schimbări mare în plan personal. Bun. Tot pești. uite, pe la mijlocul lunii iunie, vedeți că e un mic mare haos acolo. Posibil unii pești nu știu să fiți într-o stabilitate din această emoțională, adică să nu știți ce să faceți, da, să încotro să vă duceți, poate nu știți ce să alegeți, pe cine să alegeți, uh, cui să îi dați dreptate. Da? Uh, bineînțeles, pe la mijlocul lunii iunie se activează această idee cum că fie sunteți voi instabili și nu știți ce vreți, fie cineva din jurul vostru care nu prea știe ce vrea. Da? Uh, Na, acum poate și voi sunteți puțini idealiști în perioada asta, nimic rău, da, nimic rău în acest aspect, doar că na zic da, eu rău, că rău. Uh, ai putea să fi ajutat foarte mult, da, apoi um, În a doua parte a lunii iunie, mai exact în a doua jumătate a lunii iunie, se activează casa plăcerilor, casa iubirii, casa copiilor, deci peștii se pot îndrăgosti spre final de iunie, puteți să faceți lucruri care sunt dragi sufletului vostru, da? adică ce înseamnă asta, nu știu, ai un talent, ai o pasiune, acum poți să o pui în practică, unii pești poate chiar cunoașteți pe cineva da? spre final de iunie, însă eu aș spune că voi sunteți doar de distracție, de plăceri, de călătorii, deci aveți chef să faceți multe lucruri, uh, poate cine știe este și o lună iunie în care puneți de o vacanță, de o călătorie împreună cu membrii familiei sau împreună cu persoanele

În rest, cum să vă zic, este o lună în care, uite, e posibil ca oamenii din jurul vostru să vă spună că sunteți foarte hotărâți și de ce nu poate mai ascuțiți la limbă, da? Și mai hotărâți în ceea ce faceți. Deci dacă ați zis ceva, așa faceți, sunteți foarte hotărâți. Acum nu e nimic rău în asta, doar că na, e posibil, așa cum am zis, să vă treziți cu tot felul de reacții din partea rudelor, din partea persoanelor apropiate. Um, pentru că, uite, în iunie Lilith uh, e pe ultimele grade în fecioară, apoi o să se mute în balanță, doar că toată luna iunie este în opoziție cu Neptun, guvernatorul tău, care e pe grad în aretic, și aici, pentru pești, poate fi un moment ciudat, în sensul în care uh, peștii, nu știu, pot lua hotărâri chiar importante în iunie privind relația cu partenerul, da? Sau privind relația cu oamenii din jur, unii poate să stăți pregătiți să dezbateți o moștenire, să rezolvați o problemă legată de o casă, legată de locul de muncă, poate sunt chestii vechi care acum se reactualizează și de ce nu se pot vindeca, se pot rezolva. Hai să vedem ce spun și arhangelii pentru tine în luna iunie pentru pești, ce trebuie să știți. Avem așa puritatea și spontaneitatea, cifra 4, foarte importantă pentru tine, culorile importante, albastru, verde, argintiu, non culoarea alb, iar Arhanghelul Gabriel este cel care ție îți transmite un dar, o ghidare. Te ajut să redescoperi puritatea și spontaneitatea naturii tale divine. Îți revelezi starea de copil a lui Dumnezeu, te ajut să trăiești totul cu bucurie divină. Foarte frumos! Deci peștii sunt foarte prinși. Este o lună iunie în care îți dai seama ce îți dorești cu adevărat. Îți dai seama ce își dorește cu adevărat copilul tău interior. Da? Și nu știu, cei care aveți copii, vedeți că în iunie puteți să aveți niște realizări frumoase da? de la aceștia. Nu știu, au bucurie, se întâmplă ceva și vă bucurați și voi. A da? Unii nu știu, poate dacă vreți copii, acum mai momentul. Simt aici multă sinceritate. În iunie și hotărâri din astea bune. Hotărâri bune. Persoane mai tinere care iau hotărâri bune sau o persoană mai tânără în jurul tău și trebuie să iau hotărâre în legătură cu persoana respectivă. Hai să vedem tarotul ce transmite pentru pești, ce trebuie să știți. Și avem steaua, prima carte, Hmm, dragi pești să iau niște decizii aici mari în casă, în familie, în viața privată și voi nu ziceți nimic. 5 de cupe, uh, regele de cupe, 2 de bâte. Aoleo, turnul, uh, rege pești. E o așteptare mare aici, care se cam termină. De asta, în văd o persoană puțin supărată, tristă, poate este vorba despre o persoană foarte apropiată de inima ta sau poate unii pești, eu ați stat, ați așteptat, ceva anume. da. Și acum, în sfârșit, se întâmplă minunea, cum s-ar spune. Însă văd aici niște regrete în legătură cu o situație din trecut, uh, uite, luna iunie e bine să faci pace cu trecutul, dar chiar dacă bate la ușă trecutul, indiferent sub ce formă, dai mâna cu trecutul, vezi ce ai greșit, vezi ce ai de învățat. Și fiecare merge pe drumul său da steaua o legătură cu zodia vărsător, aici este vorba despre o bucurie pe care o ai o noutate plăcută. Internet, nu știu, cunoști pe cineva pe internet sau ai discuții foarte mult online, poate să fie și o lună iunie în care ți se cere să te deschizi în fața unei. Uh, noi abordări asupra relațiilor, deci relații pe care trebuie să le abordezi diferit. Cavalerul de cupe da. aici eu cred că se află un adevăr în legătură cu ceva din trecut. Pentru că, uite, la baza manifestărilor tale avem cavalerul de cupe, deci tu ești dornic de dragoste în luna iunie, ești foarte sensibil, faci, locuri, faci drumuri către locuri dragi sufletului tău, dar doi de băte la în inima ta zice că nu prea-ți exprimi emoțiile, sentimentele. Ești fără cuvinte în legătură cu o decizie din casă și din familie. E ca și cum spui, băi, eu nu mă bag sau eu nu știu ce să mai zic, dar aia a fost. nouă de bâte în mintea ta, deci este o oarecare stare de oboseală sau de teamă. Este adevărat că în luna iunie odihna ar fi sfântă pentru tine, dar îmi dau seama că nu toată lumea poate, așa că da. Nouă de bâte înseamnă și teamă, deci cineva e foarte temător, cineva nu știe ce să facă. Asul de cupe aici înseamnă o veste bună, înseamnă o șansă, înseamnă un nou început. Tot asul de cupe, să știi că poate să însemne și Faptul că cineva vrea pace vrea liniște. Dar și o nouă persoană. Judecata Ei, aici e judecata de apoi e ca un consiliu de familie e ca o adunare într-un cerc de prieteni e ceva mare aici da și să iau o decizie. Ă, care zic eu că poate a fost amânată cu judecata e ca și cum fiecare primește ceea ce merită doar că decizia asta vine și e luată deja, adică nu se mai poate negocia, nu se mai poate face nimic. Cineva care vrea să te revadă sau cineva care vrea să se întoarcă în viața ta, doar că ți-e teamă. Aici cu teama eu îți dau dreptate. Da? nouă de monede, deci o sumă de bani pe care o primești, o persoană care se simte bine, văd aici pe cineva care are o foarte mare încredere în forțele proprii și tot nouă de monede să știi că poate să însemne și o persoană care știu eu, îți poate oferi o avansare, o sumă de bani. Păi aici e o persoană în schimb foarte hotărâtă, care vrea ceva stabil, serios, doar că ție -ți cam este teamă. Dragi pești, acestea au fost previziunile generale pentru luna iunie. Eu îți mulțumesc pentru prezență, te îmbrățișez cu drag, sper din suflet să-ți fie de folos informațiile și nu uita că dacă dorești o analiză cu mai multe detalii, te invit cu drag și la partea bonus din comunitatea acestui canal. Acolo discutăm despre zile bune, zile mai puțin bune, clarificăm toate cărțile de tarot, primești sfat din partea îngerilor romantici, vorbim despre dragoste pentru cei singuri, ce aflați într-o relație, discutăm și despre bani și carieră și și de asemenea tot acolo uh, uh, îți ofer sfat din partea îngerilor romantici și să răspund la o întrebare și în final vedem surpriza. Te îmbrățișez cu drag, îți doresc să ai parte de o lună iunie cât mai frumoasă.